Emoții mari pentru cei aproximativ 1600 de absolvenți de gimnaziu din Caraș-Severin, care au susținut astăzi prima probă din cadrul examenului de evaluare națională, respectiv la limba și literatura română. Elevii și-au făcut apariția în cele 37 de centre de examen organizate pe raza județului, încă de la primele ore ale dimineții. Proba a început la ora 9, când aceștia au primit subiectele și au avut la dispoziție 2 ore pentru rezolvare. Următoarea probă va avea loc joi, 27 iunie, la matematică, iar vineri, 28 iunie, va avea loc proba la limba maternă pentru elevii care au urmat studiile într-o limbă a minorităților naționale. Emoțiile vor continua apoi pentru absolvenții de gimnaziu până la afișarea rezultatelor. Aceștia vor afla primele note pe data de 3 iulie, iar în aceeași zi, dar și pe data de 4 iulie, elevii nemulțumiți vor putea depune contestații. Pe data de 9 iulie se vor afișa rezultatele finale. Conform calendarului examenului de evaluare națională pentru anul 2024, astăzi 25 iunie, a avut loc prima probă scrisă la limba și literatura română. Urmează ca în data de 27 iunie 2024 să avem proba scrisă la matematică, iar în 28 iunie proba scrisă la limba și literatura maternă. Rezultatele inițiale se vor afișa pe data de 3 iulie, dată în care în intervalul orar 16-19 se pot depune contestații, precum și în data de 4 iulie între orele 8 și 12. Rezultatele finale se vor afișa în data de 9 iulie. Astăzi, la proba de limba și literatura română, am avut înscriși în județul Caraș-Severin 1689 de elevi, au fost prezenți 1591, 98 de absenți și nu am avut niciun eliminat. Elevii au fost repartizați în 37 de centre de examen și avem în județ și un centru de evaluare. Ca element de noutate pentru evaluarea națională este evaluarea digitalizată. Lucrările se scanează în prezența elevilor și sunt încărcate pe platforma națională, iar corectarea se va face la nivel național.